Salut, camarazi, mă aflu în delta Neajlovului, într-un loc plin de sălci și de pisici și de căței și, ca să zic așa, un mic paradis și vreau să iau și o poziție față de un scandal care a avut loc zilele trecute, când Nicu Cova și niște copii au cântat la nunta lui celebrului George Simion, știți, celebru în sensul negativ, știți? Așa, eu știu pe Cova și de când avea vreo 23 de ani, deci de vreo 50 de ani, am lucrat cu el de mai multe ori și în țară și după ce au fugit în 77, am mai lucrat două luni în 78 când am fugit și el din țară și am stat cu ei la Bramșe lângă Osnabrück în nordul Germaniei. Nicu Covaci nu că și-a dat în petec la bătrânețe, toată viața a fost o lichea, un egocentric, a fost un om care a mers cu sistemul, să zic așa, știți? Am să vă explic de ce. În vremea când noi eram fugăriți de milițieni, la fete li se tăia minijupele cu foarfeca pe stradă, noi dacă aveam un pic de barbă sau părul cu 3-4 cm mai lung, eram numiți pletoși. Nicu Covaș purtea pletele până pe aici și barbă și nu știu ce și nu s-a luat nimeni de el. De ce? Nicu Covaș era prieten cu băiatul dictatorului, cu Nicu Ceaușescu. Stai să scot geaca că mi-e cald. Așa, deci fiind prieten cu Nicu Ceaușescu, dătea un telefon și s-a rezolvat și vă dați seama, niciun șef de partid sau de miliție nu se punea cu Nicu Ceaușescu, că toți erau lingăi, toți erau panarame și lichele și canalii și trădători. Deci Nicu Covaci, precum toți sculptorii, pictorii, scriitorii, cântăreții români, au mers în patru labe, n-au avut spirit civic, n-au luat poziție, mai ales că erau cunoscuți. Doar unul singur, scriitorul Paul Goma, care a luat poziție și a pus viața în pericol. Restul al de Nicu Covaci și fel și fel de cântăreți și cântărețe, scriitori, artiști, soprane, nu știu ce, cascadori, nimeni n-a mișcat în flanc, toți au mers în patru labe și au lins posteriorul regimului. Eu știu pe Nicu Covaci, cum v-am zis, am lucrat cu el și în țară de mai multe ori, am organizat și concerte la clubul de la ora 7 pe Eminescu, unde e Teatrul Metropolis acum, am făcut concerte cu el și prin țară, v-am zis, am lucrat două luni cu el în Germania, acolo la Bramșe, lângă Osnabrück, unde au făcut niște concerte la Hamburg, la frontiera olandeză, dar nu mai era România, știi? Nu mai era șmecheria, la fel ca și interlopii, era o lume străină, nimeni n-a auzit de Phoenix, nimeni nu era interesat decât ca trupă exotică dintr-o țară comunistă sau fugită dintr-o țară comunistă. Trebuie să vă zic că poate voi nu știți cei mai tineri, Nicu i-a bătut pe toți din formația Phoenix și pe Baniciu și pe Capul și pe Țăndărică și pe Moni Bordeianu și pe cine a mai fost, pe Costin Petrescu, pe toți i-a bătut, știi? Deci Nicu era un macho, el era, nu era adeptul discuției, el era adeptul, domne, eu am zis, gata, s-a hotărât, el alții n-avea nimic, nu putea să mai miște în flanc. Deci Nicu era un dictator, normal că s-a potrivit bine cu băiatul dictatorului, cu Nicu Ceaușescu. Deci când noi eram hăituiți de miliție, el și toți cei din trupa Phoenix aveau plete până la brâu, bărbi și nu știu ce. Chiar și când au fost interziși la,
la televizor, Nicu Covaș prin Nicu Ceaușescu organiza concerte cu stadioane de 80.000 de persoane, cu 100.000 de persoane, cum a fost la Timișoara, la Arad, la Constanța, pe stadionul Lufaru, peste tot la Iași. Deci Nicu scotea din concertele astea valize cu bani, în care se putea mitui și șeful de partid județean și șeful miliției și pe cine vreți voi, știți? Deci era pentru toată lumea și când Nicu a fugit din țară, iar a fugit cu o sumă frumoasă de dolari, știți că leia s-au schimbat în dolari. Deci Nicu era un copil răsfățat al sistemului. La un moment dat, Timișoara era spiritul, era fiind cel mai vestic oraș din România și mai aproape de fosta Iugoslavia, de Serbia, adică era, să zicem așa, un aer de libertate acolo. Nicu a mers pe Meșa cu domne rock românesc, folcloric, nu știu ce, haiduci, dar și haiduci, n-au fost toți haiduci, unii erau mai puțin haiduci, unii erau haiduci de carton, știți? Deci că asta era o meșe pe care a mers ei pe domne rebel contra sistemului, dar Nicu n-a făcut absolut nimic ca contra sistemului. Cu ajutorul lui Nicu Ceaușescu și-a făcut buletin cu plete și cu barbă, deci nu putea să îl anuleze, să știa cine este, avea ușile deschise la televiziune și la radio, pentru că toți îl chemau acolo că aveau nevoie că le făcea audiență ca să-și păstreze pensiile nesimțite și salariile nesimțite. Nicu a profitat din plin de sistemul comunism. Chiar și acum, în plină pandemie, a participat din dragoste pentru bani, că mamonul îl domină, a participat la concerte în care era obligatoriu masca și vaccinarea. Deci Nicu Covaș e un fals rebel, e un fals protestatar, e un fals dizident, să zicem așa. Nicu Covaș a mers cu virgulă curentul, deci a mers bine în comunism, îi merge bine și acum, deci n-a fost ca mine haituit și torturat pe vremea comuniștilor de securiști, fugit din țară, 24 de ani în exil, nu, Nicu când a ieșit din țară a ieșit cu bani, cu valize de dolari, eu am ieșit cu hainele de pe mine și alții la fel, iar cei care treceau peste frontiera iugoslavă și riscau viața, că riscau să fie împușcați și lăsați acolo să putrezească pe frontieră ca niște câini, el n-a făcut așa ceva, deci Nicu a fugit comod, a mituit cu 300.000 de lei, care era o groază de bani pe vreme, era vreo 5 mașini Dacia echivalentul, a mituit niște vameși care îl cunoșteau, i-a lăsat să iasă, deci n-avea cum să iasă el cu încă trei, cu Erlen Krauser, cu Săndărică și cu Caplă băgați în box, era imposibil. Deci a mituit pe ea și restul e folclor, de la Iugoslavia încolo până în Germania e folclor, înțelegeți? Nicu nu are numai nume românesc, are și un nume străin în buletin, așa, deci asta spune totul. Nicu Covaș nu trăiește în România, că, văd, Doamne, era dizident, dar acum când România e așa zisă democrată, el nu mai trăiește în România, trăiește în Spania, n-are nicio treabă cu România. Vine în România doar cu sacul să adune dolari, știți? Pentru el banul e mai important și ca principiu și ca orice. Deci eu zic că Nicu Covaș e o licea, un fripturist, un oportunist, un om de duzină care și-a călcat în picioare și principiile, și-a călcat în picioare și onoarea de bărbat și de om, și-a călcat tot în picioare, care târăște niște copii inconștienți după el la concerte de-astea, cum v-am zis, cu mască și injectați, îi târăște la nunta lui George Simion,
Deci Nicu Covaș la bătrânește distruge ce a făcut la tinerețe. Deci, după cum știți și, și ceilalți membri ai grupului, Ioji Capl, Baniciu, textierii lor, Ujică și Foarte s-au dezit de el, chiar vor să-l dea în judecată. Deci Nicu Covaș e ceea ce a fost întotdeauna, o panoramă, un calic. Vă spun în două faze și am terminat. Când eram cu ei la Bramșe, lângă Osnabrück, în nordul Germaniei, dintr-un motiv puieril l-a bătut pe cap, știi? Deci l-a bătut și l-a umplut de sânge. După aia, la un moment dat, trupa, după ce l-a bătut pe cap, s-au despărțit. Cap cu Erlen Krauser și cu Țăndărică s-au mutat în casa aia unde ședeam cu toții și au făcut o trupă singur, Madhouse se numea, am văzut și eu un concert cu ei. Nicu Covaș pe mine și pe un prieten de-al meu, Sergiu Ioniță, care stă pe la Baba Novac, care era cuvenise după mine acolo să muncim cu ei, ne-a lăsat în stradă cu 20 de mărci în buzunar. Atât aveam eu în buzunar, Sergiu n-avea nimic. Deci ne-a lăsat în stradă, ne-a aruncat ca pe niște câini pe stradă pe mine și pe Sergiu. L-a întrebat Capl, bă, dar Petrică, cu Petrică și cu Sergiu, zice, bă, ce nu mă interesează, știi? Deci ăsta a fost răspunsul lui Ioji Capl pentru răspunsul unui emigrant român, pentru alți emigranți români. El avea bani și noi eram cu 20 de mărci pe stradă. Am făcut autostropul 7 ore până la Hamburg, din care 5 ore am stat în ploaie. Era târziu toamna, prin octombrie, nordul Germaniei, ploua în rafale și eu cu Sergiu făceam autostopul și nimeni nu ne lua. Până la urmă s-a făcut milă la un neam și lume ăsta, ne-a luat până la prima benzinărie și de acolo am mai prins o gagică miloasă care ne-a dus uzi ciuciulete la Hamburg. Deci Nicu Covaș a spus că nu-l interesează de mine și de Sergiu, deci pur și simplu ne-a aruncat ca pe niște măsele stricate pe stradă. Omul e absolut egocentric, nemilos, calic, inuman, să zic așa. Deci celebrul Nicu Covaș e o tinichea care sună urât, mai ales acum la bătrânețe. Deci camarazi am ținut să iau poziție ca să mai demontăm idolii ăștia falși din România, care în loc să ne preamărim adevărații idoli pe Mihai Viteazu, pe Ștefan cel Mare, pe Vlad Țepeș și pe ceilalți, sau pe mari compozitori, Enescu, Porumboiu, mari pictori, Tonița, Grigorescu și ceilalți, adulăm panorame false, tinichele care se dau rebel, care se dau nu știu ce, de fapt sunt niște mărțoagi obosite, ramolite, care toată viața au mers în patru labe în fața autorităților și au colaborat cu ele. Deci nu vă lăsați amăgiți, Nicu Covaș e un oportunist, un om fără inimă, un egoist. Deci sper că v-a plăcut, dați like, dați share și rămânem precum catarii, umăr la umăr, pe drumul vieții. Pa, camarazi!